Prefectul județului Argeș Emanuel Soare a fost prezent marți dimineață la reluarea examinărilor la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Prefectul a venit în parcarea de la stadionul Nicolae Dobrin din Pitești unde a constatat că atât candidații cât și reprezentanții școlilor de șoferi respectă regulile de distanțare fizică. De marți a fost reluată examinarea la proba practică pentru candidații care au fost programați anterior și pentru cei cărora le-au expirat dosarele de școlarizare în perioada stării de urgență. Reprogramarea candidaților s-a efectuat prin intermediul școlilor de conducători auto. La locul susținerii probei practice au avut acces doar candidatul și instructorul auto. Trebuie respectate regulile de distanțare fizică, iar examinatorul, candidatul și martorul trebuie să poarte echipamente de protecție. În caz contrar, putând fi refuzată susținerea probei. În mașină sunt prezente maxim 3 persoane. Școlile de conducători auto sunt obligate să asigure igienizarea mașinilor cu care se susține proba practică, iar pentru ocupanții vehiculelor trebuie pus la dispoziție un flacon cu substanță dezinfectantă. De asemenea, reprezentanții școlilor s-au dotat cu termometre electronice, putând fi refuzate examinarea candidatului cu o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius.